Bun, am mai decis un lucru care, în afară de conducerea formală a ANP-ului, să constitui un grup, un task force, din maximum 5 directori de penitenciare care au rezultate statistice măsurabile și constatabile, cum ar fi, de exemplu, accesul la muncă. Nu sunt în măsură acum să vă spun care sunt acești directori, dar vor fi directori de la penitenciare care, repet, sunt penitenciare care au reușit să asigure un acces nemijlocit la muncă al persoanelor aflate în detenție. Acest grup va conlucra, evident, cu conducerea formală a ANP și am cerut conducerii ANP de la 1 august să-mi raporteze nemijlocit despre toate progresele pe care acest grup le face. Intenția mea este ca, înainte de a propune un pachet de măsuri legislative pentru sesiunea de toamnă parlamentară, să pot fi în măsură, împreună cu conducerea ANP, să luăm un set de măsuri administrative care să genereze un efect imediat în viața de zi cu zi a persoanelor aflate în detenție.